La doar două zile de la închiderea granițelor cu Austria și Cehia, guvernul Germania în calcul și închiderea frontierei cu Franța din cauza răspândirii noilor tulpini de coronavirus. Parisul se opune planurilor Berlinului, deși tulpina britanică, de exemplu, este deja larg răspândită pe teritoriul francez. Guvernul condus de cancelarul german Angela Merkel ia în calcul închiderea frontierei cu Franța din cauza răspândirii tulpinilor de coronavirus din Brazilia și Africa de Sud. Tulpina britanică este deja larg răspândită în unele zone din Franța, mai ales în regiunea Parisului. Autoritățile de la Berlin au recunoscut că măsura nu este normală, dar spun că aceasta va fi adoptată doar ca ultimă soluție anti-COVID-19. Controale consolidate vizând țările de la frontieră nu sunt normalitatea și ar fi impuse doar pe o perioadă determinată în funcție de condiții condițiile legate de amenințarea variantelor noului coronavirus, a precizat Stefan Zeibert, purtătorul de cuvânt al guvernului german. Guvernul francez, condus de premierul Jean Castex, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la planurile Berlinului. Nu vrem ca Germania să-și închidă granița în totalitate. Vom face tot ce putem pentru a evita o decizie necoordonată și o surpriză neplăcută. Dacă Germania își restrânge și mai mult circulația cu Franța, aș dori să redefinim împreună excepții cât mai larg posibile. Avem două preocupări majore. Transportul rutier și muncitorii frontalieri. Pentru aceste persoane este o chestiune de capacitatea de a munci și a-și câștiga traiul, a precizat ministrul afacerilor europene francez Clement Biano. Zilele trecute, Germania și-a închis parțial granițele cu Austria și Cehia, tot din cauza răspândirii noilor tulpini de coronavirus. Decizia a atras însă critici din partea mai multor oficiali europeni, pentru că Berlinul nu s-a consultat cu oficialii Comisiei Europene.